Cum cei mai mulți dintre cetățeni ating pâinea înainte de a o cumpăra, pentru a o alege pe cea mai proaspătă, ANPC cere ca toate produsele de panificație să fie ambalate. Pâinea poate fi un posibil transmisător de coronavirus. Fără ambalaj sau fără COVID, pâinea poate fi un transmițător de coronavirus, ținând cont că cei mai mulți dintre cetățeni pun lejer mâna pe pâine pentru a o alege pe cea mai proaspătă. Dacă aceasta ar fi înfoliată, cetățenii ar putea evita o posibilă infectare cu noul coronavirus. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului cere ca toate produsele de panificație să fie ambalate. Cetățenii sunt de acord cu această inițiativă întrucât le pasă de propria sănătate, respectând totodată o măsură de protecție sanitară. Este o decizie foarte bună, fiindcă cu acest microb, care momentan văd că își face datoria față de om, nu cunoaștem mai mult despre el, dar nu e bine. Deci pâinile ar trebui să fie ambalate, înfoliate. Sigur. Da, foliat. N-ați văzut cum este la supermarket? Toți pun mâna peste tot. Inițiativă foarte bună, având în vedere că toată lumea le pipe ca să vadă că este proaspătă pâinea și nu este igienic. Cum nu avem de unde să știm dacă înainte de a cumpăra o pâine, aceasta a fost atinsă sau nu de altcineva, ambalajul este cu siguranță o protecție împotriva oricărui virus sau microb. Acest subiect a fost dezbătut an la rând, însă în actualul context pandemic este o necesitate. Asta trebuia și dinainte de virus, părerea mea. Toată lumea atinge, toată lumea pune mâna, toată lumea nu știu unde pune omul la mâna. Pe vremea la Ceaușescu, eu am fost militar pe vremea Ceaușescu și îmi plăcea când era pâine ambalat, mai ales în București. Aici mai rar. Toată lumea cu mâna pe pâine, dacă îl înfrunt, s-a sărit în sus, vrea să se bată. Vrea pur și simplu să se bată dacă îi zici. De ce ai pus mâna, domnule, dacă doar să mănânci de unică folosință, poate măcar să ia cu mânușa. Dar noi punem mâna pe ea. Șefii de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului vor astfel să evite răspândirea virusului, iar oamenii să fie protejați. Noi reguli au fost transmise în această săptămână Comisiei Europene spre avizare.